Orașul Abrud, cunoscut în trecut sub numele de Alburnus Minor, este strâns legat de aurul extras din numeroasele mine situate în zonă. Istoria Abrudului începe în secolul al II-lea, numele său derivând de la Cotilus Bruda, un proprietar de mine de aur. Conform legendelor locale, Bruda a oferit cantități semnificative de aur lui Decebal, dar după victoria romanilor și-a pierdut averea și s-a sinucis. Exploatarea aurului în Apuseni este cunoscută din antichitate, încă înainte de venirea agătârșilor. După daci, romanii au extras industrial aurul, iar pe vremea împăratului Traian au trimis la Roma câteva milioane de litre de aur și aproape 10 milioane de litre de argint, conform lui Ioan Lidus. În anul 1271, teritoriul țării Abrudului a fost dăruit episcopiei romano-catolice de Alba Iulia de către regele maghiar Ștefan al V-lea. Satele din jurul Abrudului, unde se extrăgeau aur și argint, sunt menționate într-un document din 1366, prin care regele Ludovic cel Mare confirmă stăpânirea episcopiei romano-catolice asupra acestui ținut. În secolul al XVI-lea, la Abrud exista încă un cnezat condus de cneazul Iacob. Cu sprijinul autorităților centrale, Abrudul s-a emancipat și în 1491, prin scrisorile lui Vladislav al II-lea, a devenit oraș liber, cu jurisdicție independentă. De-a lungul secolelor, diversi suverani au reconfirmat privilegiile Abrudului, printre care Ioan Zapolia, Cristofor Batori, Carol al II-lea și Gheorghe Basta. În 1848, Abrudul a devenit centrul domeniului minier de mijloc, cuprinzând localitățile Abrud-Sat, Cărpiniș, Mutca și După Piatră. În perioada revoluționară începută cu răscoala din 1727, Abrudul a jucat un rol social-politic important. La 6 noiembrie 1784, răsculații conduși de Horea, Cloșca și Crișan au intrat în Abrud, eliberând țăranii întemnițați și botezând în religia ortodoxă unii orășeni catolici și reformați. În 1848-1849, Abrud a fost scena tratativelor dintre conducătorii moților și reprezentanții maghiari pentru consilierea forțelor revoluționare. În 6 mai 1849, maiorul Hadvani a atacat și ocupat Abrudul, ucigând 88 de români în piața centrală. Chiar dacă ecourile revoluției conduse de Avram Iancu s-au stins, evenimentele din 1848 au rămas vii în memoria locuitorilor. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, au participat aurari din fostul cerc electoral Abrud, inclusiv doctorii Alexandru Broza, Candin David și Laurențiu Pop, și minerii Alexandru Vasinca și Alexandru Bucureșteanu. În 1924, la 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, la Abrud au avut loc manifestări comemorative majore, la care au participat regele Ferdinand Întregitorul și membrii ai familiei regale. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Abrud se ridică la 4.360 de locuitori, majoritatea fiind români ortodoxi. Economia Abrudului se bazează în principal pe minerit și agricultură. Zăcămintele de minereuri complexe de la Roșia Montană au fost o sursă importantă de venituri pentru localitate. Rețeaua rutieră din Abrud include DN-74, Alba Iulia, Abrud, Brad, DN-74A, Abrud, Câmpeni și DJ-742, Abrud, Corna. Orașul are legături rutiere bune cu Alba Iulia, Deva, Brad, Oradea, Câmpeni, Turda și Cluj-Napoca. Linia ferată îngustă Abrud, Turda are punct final la Abrud și este folosită ocazional pentru curse turistice. Abrudul oferă numeroase atracții turistice de interes istoric și cultural, printre care casa lui Ioan Buteanu. Unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Avram Iancu, unde a avut loc la 3 aprilie
1840 și 8 adunare a revoluționarilor români din Munții Apuseni. Casa tribunului Ioan Șuluțiu, creatorul artileriei moților, gazdă a revoluționarilor A. Golescu și B. Iscovescu din Țara Românească. Casa memorială Alexandru Ciura, locuința părintească a scriitorului Alexandru Ciura, cu o expoziție permanentă de documente istorice referitoare la Abrud. Biserica Sfinții Apostoli, secolul al XVIII-lea, și Biserica Romano-Catolică, secolul al XIV-lea, secolul al XVIII-lea. Ambele clădiri sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Alba. Monumentul Eroilor Neamului, amplasat în cimitirul Bisericii Ortodoxe din Abrud, ridicat în memoria eroilor români din primul război mondial, orașul Abrud este un loc bogat în istorie și cultură, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi tradițiile și lupta pentru libertate a locuitorilor săi de-a lungul secolelor.